Bună seara, dragii mei! Suntem la emisiunea Cadastru pe înțelesul tuturor. Mihai Racovician împreună cu Gheorghe Dămăcuș de la Arad și domnul Raco și Botond Iosef de la Miercurea Ciuc. Bine ați venit, domnilor, în cadrul acestei emisiuni. Bine v-am găsit! Săptămâna trecută, la final, așa cum am spus în cadrul unei emisiuni, am promis că voi transmite o scrisoare deschisă președintelui României, primului ministru al Guvernului, Ministerului Justiției, Ministerului Dezvoltării, președintelui director general al agenției, președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, prefecturilor din România, consiliilor județene și oficiilor de cadastru din România, o chestiune legată de faptul că noi dezvoltăm o emisiune împreună cu cei de la Radio România, cu domnul coleg Ion Dan Voicu, anul legii fondului funciar. Evident că ideea ne-a plecat de la domnul Racoș și noi nu furăm idei, ci le punem la locul lor în așa fel încât să le dezvoltăm împreună pentru a pune în evidență și bunele și relele pe care le-a produs această chestiune. Am precizat în această scrisoare faptul că legea 231, coroborată cu legea 87, vine să rezolve și să reglementeze o serie de chestiuni legate de un subiect numit terenul aferent caselor de locuit, anexelor gospodărești, curte și grădină. Și totodată am vrut să precizez ceea ce odată un interlocutor, domnul Trușcărinu de la Agenția Națională de Cadastru, a precizat că atunci când un document ajunge în zona entităților publice românești, parcă timpul se dilată în defavoarea românilor, evident. Și pentru acest lucru am îndrăznit să cer precizări cu privire la felul în care această lege, care a fost susținută atât de președintele României, care să rezolve problemele legate de zonele cooperativizate și necooperativizate, este pusă în aplicare. Am avut un interviu cu cei patru directori și voi continua și cu alții care dovedesc că se aplică, pentru că și la ora actuală există județe care nici nu interesează fondul funciar, de parcă ar servi altă țară. E foarte interesant spus, dar asta e realitatea. Pe cale de consecință pot să vă comunic că am primit extrem de multe chestiuni, unele foarte interesante. Am primit, confirm primirea. Eu am cerut niște chestiuni numite numere de înregistrare. Am primit de pomană, am primit ce am primit. Cred că aici e o problemă cu înțelesul și specificația termenilor în general în cadrul entităților publice. Pe cale de consecință, noi așteptăm cu nerăbdare cele 30 de zile, pentru că suntem convinși că nu se vor mișca lucrurile mai repede, să primim răspunsurile de rigoare și să le comunicăm ascultătorilor și privitorilor noștri. Astăzi, în schimb, ne-am propus împreună cu domnul Racoși o nouă temă, și anume un mod de lucru preluat din ce perioadă. Am să-l invit să prezinte subiectul pe care l-a pregătit și după aceea îl vom comenta împreună cu Ghiță și probabil Andreu, dacă va ajunge și domnia sa. Domnul Racoși, aveți cuvântul. Da, așa cum ai făcut introducerea, este vorba despre un ordin din 1869, care a reglementat procedura de înregistrare sistematică sau procedura executării lucrărilor sistematice de cadastru. Seamănă un pic cu specificațiile noastre actuale, numai că diferența este de 150 de ani. Și e interesant că... Adică ca și vârstă, nu? Efectul ar trebui să fie același. Da. Deci în 1869 au început vecinii noștri din vest lucrările sistematice de cadastru. Deci din Ungaria, să spunem direct, nu? Da.
Da, și a avut o durată de 50 de ani aproximativ până la primul război, izbucnirea primului război mondial, când s-au cam terminat. Din păcate, lucrările au fost începute dinspre vest, dinspre Austria, și când s-a apropiat de zona noastră, deja a venit războiul, s-au terminat probabil și banii și lucrările nu s-au mai făcut la acest nivel, la același nivel tehnic calitativ cum s-au făcut în partea de vest. Dar ceea ce este interesant, precizia și rigurozitatea cu care a fost întocmit acest ordin. Să dau câteva exemple. De exemplu, s-a descris chiar și dotarea unui inspector, unui inginer, unui ajutor de inginer care a participat la lucrările. Deci, în paranteză spun, ridicările s-au făcut cu planșeta topografică la vremea respectivă. Sau un alt detaliu. La vremea respectivă... Prea departe te duci. Ce înseamnă dotări? Hai să înțelegem, dotările, că ai spus acolo mai multe chestiuni, mai multe... Așa, ia-ți ochelarii și citește, pentru că este foarte important ca lumea să înțeleagă că nu se face ca și acum. Adică nu s-a făcut ca și acum. Da, sateliții circulau mai rar în perioada aceea, dar sincer am și probleme, pentru că acele instrumente care erau utilizate în 1800 și ceva, astăzi nu mai există. Și practic am greutate cu traducerea lor. Nu, chestiunea este că trebuie să le traduci cu similitudinea din perioada de cam ce-ar fi acum. Trebuie să faci o comparație, în sensul că dacă atunci se folosea un tip de instrument, acum ăsta s-ar putea asimila la instrumentul ăsta. Da, bine, planșeta topografică, ce se putea asimila? Deci planșetă. Da. Da, cu lanțuri, aveau dotare în lanță, ce mai e? Deci sunt chestiuni, de exemplu, și umbrela topografică. Câte umbrele și cine deține umbrela topografică, de exemplu. Și detalii de genul ăsta. Busolă și asemenea. Un alt detaliu, un articol este dedicat special pentru verificarea acestor instrumente. Deci nu te erau duceai calibrate, ca să le traducem în termen modern, deci se ducea la metrologie, primeau certificatul după ce, bineînțeles, le verificau, nu? Da. Și scrie foarte clar, echipamentele cu deficiență sau care nu corespund cerințelor nu pot fi utilizate în cadrul lucrărilor. Ce vreau să mai spun? Legat de personal, la un articol spune că specialiștii sau inginerii conștiincioși și care lucrează precis vor fi verificați mai rar. Asta înseamnă că și în acea perioadă erau mai multe categorii de prestatori. Erau aici putem să zicem o chestie foarte interesantă, fantastic. Fără să cunosc acest lucru, mie îmi plăcea pe când lucram în producție să nu fiu verificat. Pe cale de consecință, mă duceam și lucram bine. Și mă duceam la șef și arătam ce am făcut. Ceva de genul ăsta seamănă, nu? Deci ideea care și noi cunoaștem, fiecare județ, sunt două, trei persoane care lucrează prost, fac multe greșeli, dar sunt încadrați în aceeași categorie cu alții care lucrează foarte serios, conștiincios. Acum 150 de ani situația era la fel, dar în regulament se specifica că cei care lucrează corect, bine, să fie lăsați în pace, să nu-i mai deranjăm. Hai puțin să-i pun o întrebare la Ghiță. Ghiță, oare acum cei care lucrează bine sunt lăsați în pace? Nu neapărat, dar trebuie să fim cinstiți. Deci și consilierii de cadastru cunosc că unde să uite mai atent și unde nu trebuie. Din păcate, eu spun că în multe situații când lucrez foarte corect, foarte aplecat, foarte
detaliat, chiar deranjez. Asta e prima mea concluzie. Domnul Raco, și mergem mai departe. Da. Nu că n-ar avea dreptate și Ghiță, că e foarte clar că și consilierii de decadastru știu să se uite, chiar dacă n-au ochelari, că sunt mai tineri ca noi. Probabil știu, dar acolo sunt și alte elemente care... Criterii politice, care domnul politician. Da, știu. Da, și așa ceva se ia în considerare. Și ajungem imediat la lotul Brașov, dacă continuăm așa. Păi, de ce nu? Trebuie încet, încet să înțelegem foarte bine semnificația termenilor, că așa ne învață limba română. Da. Desigur, revin la acest ordin. Ordinul începe ca și la noi, cum a fost prin 96, mi se pare. Toate lucrările de cadastru încep cu partea științifică, rețele, determinarea punctelor și așa mai departe. De exemplu, unde scrie că dacă nu e necesar când faci, știu eu, un culoar de vizare, dacă nu e strict necesar să nu tai copacii. Dacă tai, de exemplu, pom fructifer, obligatoriu trebuie să despăgubești pe cel care avea în proprietate acel pom. Deci, interesant că se intrau în detalii de genul ăsta. După partea de geodezie de rețele, delimitările, care seamănă foarte mult cu conceptul de astăzi. Ideea și atunci era, dacă poți, să limitele se stabilesc pe cale amiabilă, dacă nu merge, atunci se ajunge la alt nivel. Crezi că și acum se merge pe cale amiabilă? Așa spune legea, numai că la noi acum nimeni nu mai e deschis să găsească soluția amiabilă. Pe lângă faptul că în ultima perioadă de timp am identificat niște anomalii, că nu pot să spun altceva, cetățeni care poate și-au făcut anumite construcții de exploatație agricolă, cu sau fără autorizație, n-are relevanță. În momentul când faci înregistrare sistematică, trebuie să ții cont de acele construcții. Din punctul meu de vedere, parcă așa citeam undeva în regulament, Ghiță, ce scrie parcă, nu? Că în momentul când faci, trebuie să te aliniezi, adică nu poți să schimbi proprietarul construcției. Putem schimba? Nu. Nu, e foarte clar. Deci, domnul Boton, dacă atunci așa se făcea, și acum trebuie să facem, nu? Păi dacă a funcționat la un moment dat, poate merită să încercăm și acum. Deci lucrurile care sunt serioase trebuie preluate. Interesantă și instituția posesiei, și atunci a existat această noțiune. Diferența este că la vremea respectivă posesia era dovedită prin bărbați de încredere, așa se numeau. Acum rolul lor a fost preluat de primar, pentru că primarul practic atestă acum posesia, că există înscris în registru. Adică stai puțin, chiar e interesant, nu ți se pare, Ghiță, bărbat de încredere. Hai să definim... Așa se numeau, da, bărbat de încredere. Hai să vedem dacă înțelegem această noțiune. Bărbat de încredere însemnează că oamenii din zonă erau de încredere. De regulă, comisia care era formată, care era pe lângă ocoarele, care se ocupau cu deschiderea colilor fundoare, erau formate din primarul localității și cetățeni de încredere. Inclusiv aveau un secretar care nota tot ce se întâmpla în acele ședințe. Ok, nu contest ce spui. Perfect. Dar aici cred că subiectul e puțin mai profund. Domnul Boton a introdus această noțiune, chiar îmi place cum sună bărbat de încredere, pentru că se pare că oamenii erau mai de încredere. Putem spune? Și probabil erau niște lideri locali, oameni apreciați, care nu mințeau în fiecare a doua zi. Deci ceea ce spunea ei putea ce fi considerat... Ce asta? Că nu mințeau a doua zi, dar a treia mințeau? La noi se mai întâmplă. Astăzi spun, mai ales la politici, astăzi spun un lucru, mâine spun altceva. Asta și n-au spus. Ei n-au spus așa, nu? Nu. Bărbați de încredere, nu. Să ajungem, să revenim puțin la anexe.
La ordin sunt anexe foarte frumoase, colorate, adevărate opere de arte, de exemplu, în cazul planurilor. Și ca să semnați ca asemenea opere de arte cu scrisul, cu scrisul cartografic, care la Miercurea Ciuc era identic cu, cu un alt scris aflat la, 1000 de kilometri. Pentru asta am auzit, spunea cineva care studia problematica, duminică, după slujbă, făceau exerciții de scris. Mergeau la primar și timp de 2 ore se făcea exerciții de scris cartografic. Și ăsta era, cum să zic, motivul pentru care planurile cadastrale sunt la fel în toată zona în care s-a lucrat. Am scanat trapeze cadastrale făcute în acea perioadă și am suprapus semnăturile, știți că în dreapta jos fiecare planșă este semnată. Da. Sunt identice semnăturile. Ceva, și alea sunt făcute cu mâna, nu cu calculator. Mâna. Semnele convenționale, parcă le-ar fi desenate după șablon. Da. E ceva interesant. Spre exemplu, și eu la Năblac. Precizia. Am lucrat mult pe cadastru 1 la 280 și la 1440 sunt în intravilane, în orașe. Deci precizia cu care au lucrat, de mult, nu neapărat precizia și conștiinciozitatea cu care, fiindcă astăzi avem, clar, avem instrumente și de măsurare și de plotare mult mai performante decât atunci, dar cred că greșim mult mai mult decât au greșit ei lucrând analogic. Dar vreau să-ți spun că am fost la Năblac. Dar o completare. Adică nu o completare, un punct de vedere. Au avut timp și bani. Da, asta nu contest. Și vreau să spun că am văzut un plan la un cetățean făcut în perioada respectivă fabulos. Exact ce spunea Boti. Scris caligrafic extraordinar. Eforturile au fost mari. Ce părere ai? Domnul Botan. Da, și e și o altă chestie de exigență. Atunci oamenii, ca și cazul lui, imediat o să spun, oamenii au dorit să facă ceva durabil. Deci au investit, cum zicea și Ghiță, și timp și bani ca să creeze ceva durabil. Și iată că acele planuri și după 100 și ceva de ani sunt utilizate. Evident sunt utilizate, evident că acele care sunt păstrate, evident care efectiv nouă ne folosesc, mai ales în calitate de experți, pentru că putem să ne dăm seama de rigurozitatea și seriozitatea în scrisurile de acolo, pentru că, spre exemplu, am avut recent o expertiză unde am identificat în cartea funciară același personaj care se regăsea și în registru cadastral vechi. Se vedea foarte clar că acele proceduri, adică prima procedură, când era declarativ, se scria în protocol și după aceea veneau cu măsurătorile și se îmbinau. Dar hai să mergem să vedem mai departe, înainte de aia să-i spunem și bun venit colegului Andrei de la DEVA. Bine v-am găsit de la Brad, dar Bradul intră în carantină și am avut niște probleme de rezolvat. Da, te rog să te aranjezi un pic de tot în ecran. Boti, mergem mai departe. E un lucru excepțional pe care l-ai pregătit și trebuie să-l înțelegem, chiar să nu-l parcurgem foarte rapid. Că aceste discuții chiar sunt foarte utile și chiar dacă le mai presărăm cu niște glume așa mai, poate la locul lor sau na, poate chiar aduce aminte cuiva și atrage atenția. Te rog, mergem mai departe. Da, ce să mai spun? Ar fi multe, multe de spus. Ce să mai spui multe de spus și spui nu știu. Haideți să vedem. Lucruri care un profesionist ca tine, care a fost profesor la universitate, știe ce le trebuie celor care sunt paraleli. Că de-aia suntem la cadastru pe înțelesul tuturor, să le spunem exact ce au de înțeles. Mesajul care este? Mesajul este că
orice lucru de care te apuci, trebuie să scoți maxim din acel lucru, să faci treaba în așa fel, cu seriozitate, ca acel lucru să dureze. Este valabil și pentru regulamentele noastre, care dacă, cum să spun, dacă ar fi întrebat și cealaltă parte, deci prestatorii, cum ar trebui să arate un regulament, poate atunci n-ar trebui să modificăm anual sau din 2 în 2 ani. De exemplu, în regulamentul nostru, nu știu dacă vă aduceți aminte, la un moment dat a apărut o formulare de genul se pot modifica formele geometrice cu un procent de 2%. Gândiți-vă ce prostie imensă să apară într-un regulament așa, ce nu poți cuantifica modificarea formei. Cred că știi bine, te rog să reții, hai să-ți spun. Deci repoziționarea se poate face ori de câte ori este necesar, doar modificarea suprafeței cu 2% o singură dată. Și forma, cum se modifică forma cu 2%? Nu, atenție! Deci, geometria se modifică ori de câte ori este necesar, iar dacă intervine și modificare cu privire la suprafață într-un procent de 2%, doar o singură dată. Repoziționarea. Forma unui poligon, cum se modifică cu 2%? Adică nu, cum se modifică? Prin modificarea dimensiunilor. Da. Și cum calculezi procentul? Asta e întrebarea. Păi procentul, dacă ai suprafața înscrisă 100 de metri pătrați, faci acolo cât e 2% din... Bine, asta e deja suprafața. Da, hai să nu filozofăm. Evident că putem. Doar asta este înregistrare sistematică? Nu. Aceasta este sporadică, care continuă principiul generat de regulamentul din 1867, unde la paragraful 51, care Ghiță mi l-a pus la dispoziție, spunea că nu sunt garantate nici veracitatea limitelor de hotar, nici suprafața, nici calitatea terenurilor. Asta face parte din izvorul tehnico-juridic pe care îl are cadastru românesc, indiferent că ne place sau nu, până la înregistrarea sistematică sau întocmirea cadastrului general, nu putem vorbi nici de limite juridice, nici de suprafețe certe, nu putem vorbi de nimic. Bun. Hai să trecem mai departe, să nu vorbesc numai eu, să dăm cuvântul și la ceilalți participanți. Haide că vă introduc eu acum subiectul care e legat de ceea ce ai spus tu și anume despre procedurile de lucru. Procedurile reprezintă instrumente utile atât pentru conducătorii entităților publice, cât și pentru personalul responsabil al acestora. Scopul principal al procedurilor este eficientizarea activității compartimentului și entității publice. Procedurile trebuie să fie clare, simple, specifice pentru fiecare activitate semnificativă sau proces major repetitiv. Suntem în situația de a avea procese majore repetitive. Ce înțelegem proceduri simple, clare și precise, domnul Andreiu? Prin proceduri de lucru simple, clare și precise, ce ar trebui să înțeleagă lumea? Exact cum se spune. Simple, clare și concise. Mai mult de atât, nu cred că se poate explica. Ce înseamnă fiecare cuvânt. Chestiunea este că trebuie să le cunoaștem și de o parte și de alta. Dar știți, am avut o întâlnire cu un specialist în domeniul proprietății intelectuale și l-am întrebat, printre altele, de ce entitățile publice din România fug de aceste proceduri? Pentru că nu sunt oameni care să le facă. Asta e expertul în proprietate intelectuală din 98, care a tras o concluzie abruptă. Ce părere ai, Boti? Are dreptate? Da. Cred că am mai discutat problema aceasta. Ține de schema logică, parcă așa am spus. Deci omul trebuie să înțeleagă, pornind de la punctul A, și vrea să ajungă la punctul B, să facă o schemă care este practic procedura, cum poate ajunge pe parcurs, ce posibilități sunt varianta A, varianta B și pentru fiecare caz în parte să dea soluția mai departe.
Deci, practic, procedura este o schemă logică textuală. Cam asta înseamnă pentru mine. Ghiță. Procedurile le avem. Avem legislație care e unică pentru toți. Nu uite că te contrazic. Pentru că tu susții un lucru care nu susține legislația. Și acătă că citesc. Procedurile trebuie să fie elaborate chiar dacă există acte normative care reglementează activitățile sau procesele din domeniu. De ce nu înțelegi acest lucru? Eu nu pot să te înțeleg, eu știu de tine că pricep lucrurile. O dată îți repet, agenția pentru fiecare flux are procedură, care nu ți-o vă comunica nici ție, nici mie. Fiindcă sunt proceduri interne, nu există proceduri externe pentru noi, între noi și ei există doar legislația, care este publicată în monitor. Într-adevăr, nu este corect. Orice instituție a statului are proceduri interne de lucru. Și nu de ce nu le aplică? Dar nu trebuie să mă întreb pe mine, treaba asta. Bă, părerea ta contează. Asta e slogan. Noi trăim și din slogane. Nu deci, uita! Bun, ok. Procedurii au, legislație avem, problema este că nu vorbim local. Sunt persoane, domnul Boton, lucrează pe mai multe județe. De ce pe un anumit județ îi trec toate lucrările ca lucrări bune și în alt județ nu îi trec? Auzi ce are bine în județul ăla? Ia să vedem ce scrie. Da, e program european cu gârlă de euroi, mulți de tot, POCA se numește. Procedurile trebuie să fie clare, simple, specifice pentru fiecare activitate semnificativă sau proces major. Procedurile trebuie să fie actualizate ori de câte ori este cazul, aduse la cunoștința întregului personal implicat și înțelese de acestea. Păi mă, frate, când legislația ta spune că acel articol e abrogat, cum poți să-l invoci tu? Și ești angajat acolo și mai ai și bani. Ce părere ai, domnul Ghiță? Acum contrazi-mă dacă poți. Intervin eu un pic. Ghiță are dreptate pentru că există într-adevăr niște proceduri, lucruri interne. Problema este că pe alea le-au făcut pentru că cineva de sus le-a spus că faceți proceduri, dar nu pentru că au simțit ei nevoia că au nevoie de proceduri de lucru. Au făcut, le-au băgat la sertar. Aici spune clar în regulamentul ăsta 600 că aceste proceduri pot fi comunicate persoanelor interesate. Eu sunt o persoană interesată. Păi dacă cauți pe Google, mai găsești câte o procedură de lucru pe aici, pe acolo, cred că. Da. Dar nu există instituția statului, nu contează că e român sau cu care stat, să nu aibă proceduri pentru fiecare aplicație care trebuie să presteze. Ce zici, domnul Indrei? Eu zic că este foarte important să se ia în calcul și cazurile, toate cazurile particulare, pentru că dacă nu se dau exemple mai multe cu... Eu spun, dau acum, pun în discuție situația BCPI-urilor, care, așa cum am spus și într-o emisiune precedentă, fiecare lucrează în altfel. Dacă nu există niște norme clare după care să se ghideze fiecare și fiecare face după cum îi se năzărește registratorului de acolo, care decretează, în ghilimele, dă decrete cu privire la anumite aspecte, cum să fie soluționate, nu se rezolvă nimic. Să te adaptezi la fiecare BCPI cu modul de lucru a fiecăruia este aici ceva care nu are niciun fel de logică. Auzi, Hindeiule, tu aici îl contrazici devastator pe Ghiță. Păi nu l-am contrazis, eu vă spun ce se întâmplă în realitate. La noi, la fiecare BCPI se lucrează altfel. Să vorbim în dodi, ca să spunem așa, să fie foarte limpede. Deci. Hai, eu ți-am spus că există, ele nu sunt aplicate în instituție. Dar nu ar trebui să fie problema noastră. Ca și presa, din cap, spune să te audă lumea. Ar trebui să fie problema agenției, că nu există un lucru unitar. Când scopul agenției este de a asigura în România un cadru unitar de aplicare a legii 7. Aici și eu îi dau dreptate la Ghiță, numai o secundă, că e problema agenției, pentru că nu poate directorul să facă strig la BCPI-uri, nu poate directorul să
facă ordine la BCPI-uri. Poate să facă administrativ, dar nu poate să facă el procedurile de lucru la BCPI-uri. Scuză-mă că... Aveți grijă că mai avem încă 10 minute. Trebuie să le împărțim în mod foarte elegant ca să putem să spunem, pentru că ideile pe care le supunem spre dezbatere sunt foarte interesante. Deci, chestiunea de fond este următoare. Nu la BCPI-uri se face procedură de lucru, ci pe oficiul de cadastru, mai precis pe agenție. Exact. Pe agenție care trebuie cunoscute. Iată, trebuie cunoscute. Problema de fond este că ajungem la pregătirea continuă. Domnul Boton, ce părere ai? Ai fost director general adjunct acolo. Cred că poziția mea este foarte clară. Și când am fost la agenția, cred că după câțiva ani, eu am fost primul care a strâns toți contabilii șefi la Predeal, că acolo era mai plăcut, dar măcar ne-am întâlnit și am dezbătut problemele de contabilitate, că era în subordinea mea, partea economică. Și asemenea întâlniri cred că ar trebui să organizeze și acum ca să-și împarte experiențele din județ. Asta e o parte a pregătirii continue, dar bineînțeles că ar trebui să fie mai cuprinzătoare și mai în profunzime. În momentul de față, să recunoaștem, nu există pregătirea continuă nici la persoane autorizate și nici la angajații agenției. Nu, că nu sunt unii mai buni ca alții. Trebuie să fim corecți, că am fi incorect să spunem că unii suntem mai frumoși. Unii mai bătrâni suntem, dar alții mai maturi, ca să zicem așa. Din păcate, știi care e problema, Mihai? Există prea puțini specialiști care să poată să cunoască toate cutumele din țară, să fie angajați ai agenției și să reușească să aibă o opinie tehnică peste opiniile locale. Fiindcă la momentul când sunt convins că la momentul când cineva din agenție merge undeva într-o zonă și ei au niște cutume locale, ei la sus, nestăpânind foarte bine aceste cutume locale, sunt convins undeva că ei au procedat corect acolo pe plan local. Da, vin cu un exemplu. La Iași am întâlnit chiar și săptămâna trecută. Am predat lucrarea așa cum scrie regulamentul, electronic, scanat, tot ce trebuie. Și vine referatul că vor și în plan local Iași ridicarea. Ați auzit așa ceva? Deci vor în planul local Iași. Noi avem. Și noi avem, dar nu este... O chestiune pur și simplu inutilă, din punctul meu de vedere, că aici ajungem din nou la legea 7, care definește cadastrul ca sistem unic. Când vom înțelege această sintagmă, sistem unic, ce înseamnă sistem unic în viziunea ta, Boti? Păi sistem unic, la nivel național, toți folosesc același sistem. De aceea avem Stereo 70, pentru că toți, de la Iași până la Timișoara și Constanța, Baia Mare, lucrează în același sistem. E simplu, nu? Ghiță, ce înseamnă sistem unic? Ce-a spus domnul Boton, nu poate să însemne altceva. Într-adevăr, s-au ales, dar pur și simplu pentru proiectare în construcții, s-au ales acele sisteme locale din cauza deformațiilor. Și noi în Arad, fiind foarte la margine, față de centrul de proiecte Stereo 70, am avut și s-a lucrat în construcții pe un sistem stereo Arad. Dar nu este folosit. Într-adevăr, este mult mai ușor, fiindcă sunt foarte multe lucrări care le avem făcute, care au fost făcute în sistem local. Dar legea e lege. De astăzi trebuie să lucrăm în Stereo 70. Că ne convine, că nu ne convine, asta e precizia, astea sunt toleranțele. Și ajungem înapoi la bazele de date despre care am discutat, că probabil la Iași este o bază de date grafică în sistem local Iași. Noi am avut și era mai comod, mai operativ. Aici este vorba tot de cutume locale, pentru că atât cei din Iași cât și cei din Arad consideră foarte importantă baza lor de date. Eu sunt convins de asta. Și atunci au implementat pe plan local această metodă prin care cei care fac lucrările
să țină cont de această, de acest mod de integrare sau de acest mod de a face integrarea în sistem stereografic. Mi se pare că e o motivare, colega. Din punctul meu de vedere, subiectul numărul unu este sistemul unic. Întrebare simplă, foarte rapid, cum vedeți voi implementarea sistemului unic? Indreiule, în 30 de secunde. Sistemului unic se face exact așa, cum spunea și domnul Botton, prin pregătire continuă, prin instruire, prin întâlniri, prin... Nu o să se poată face numai prin faptul că în legislație scrie asta. Dacă nu se adaptează... Hai de capul meu, asta perfect, răspuns excepțional. Mai departe. Nu se face dacă e scris în legislație. Mai departe. Nu se face doar dacă e scris în legislație. Dacă nu se iau și alte măsuri ca să se ajungă la un final care să fie în concordanță cu ce scrie în legislație. Pentru că în legislație... Ajunge cât ai spus, nu mai detalea că îți pierzi valoarea. Mai departe, Ghiță, cum se introduce sistemul unic în viziunea ta? La nivel de management, un termen foarte scurt, la nivel de cadastru, cine este pe cadastru, nivel de PI, li se dă un termen în care trebuie în termenul lunii 6 luni să alinieze toate BCP-urile, OCP-urile la legislație sau la procedurile lor interne, care sunt toată lumea. Deci, asta e, că asta am vrut să aud de la tine, deci procedurile de lucru care trebuie să fie unitare. Domnul Botton. Da, așa e. Răspunsul corect e procedurile făcute la agenție și obligate să le utilizeze și oficiile teritoriale. Și o altă pârghie, știți că foarte bine că agenția răspunde la zeci de petiții săptămânal. Și aceste răspunsuri ar trebui să fie undeva afișate, să vadă toată lumea care e poziția agenției. Pentru că eu fac o petiție legată de o lucrare de la Maramureș, de exemplu, primesc un răspuns și când ajung la Constanța, ei habar n-au că așa trebuie să facă. Deci dacă răspunsul pentru Maramureș trebuie să fie aplicat și la Constanța și la Arad și peste tot. Și mai e o chestiune, cu asta mă apropii de final, pentru că timpul nostru de obicei trece foarte repede cu astfel de oameni valoroși, care au ce spune, chiar dacă vorbesc din vechime, aduc lucrurile în ziua de astăzi, este foarte important să dialogăm. Și dacă noi vom fi în stare să dialogăm, dacă agenția nu va mai conduce prin puncte de vedere, ci prin direcții date pentru implementarea sistemului unic, vom putea vorbi despre un patrimoniu bine identificat, conturat și definit. Mulțumesc pentru participare, vă doresc toate cele bune și fie ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze România pe români, oriunde ar fi, orice ar face, orice profesie ar avea, cu multă înțelegere și pricepere de a ști bine ce fac, de a răspunde de ceea ce fac, așa cum ne învață Biblioteca lui Dumnezeu. Tot ceea ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, pentru că pe voi vă așteaptă răsplătirea, evident de la Părintele Luminilor, dar și de la români. Doamne ajută, dă bine, multă sănătate tuturor și să ne întâlnim din nou cu alte subiecte și mai interesante. Doamne ajută!